Cine nu-și dorește să mănânce o ciorbă de pui exact ca la bunica acasă? Ei bine, există un secret extrem de important de care toate gospodinele ar trebui să țină cont. Iată ce ingredient să pui ca să te bucuri de o ciorbă delicioasă. Conform știri fresh 24ro dacă vrei să mănânci o de pui și vrei să știi secretul bunicii, află că ingredientul minune care dă gust acesteia este smântâna cât mai grasă. În acest fel puteți să dregeți zeama sau să puneți sosul alb lângă, iar fiecare va servi exact cât Poftește. Pentru această ciorbă delicioasă ai nevoie de următoarele. 1 kg de carne de pui, un morcov, o ceapă, o rădăcină de pătrunjel, 50 de grame de rădăcină de țelină, 3 cartofi, un ardei gras roșu, 150 de ml de bulion, un ou, o roșie coaptă decojită, 3 fire de leuștean, 3 linguri de zeamă de lămâie și 5 linguri de ulei și sare. Modul de preparare este următorul. Legumele se spală și se curăță foarte bine de coajă, se taie totul cubulețe și se dau pe răzătoare în funcție de felul în care preferați. Ceapa și ardeiul se toacă mărunt și se clătesc foarte bine alături de restul legumelor. Totul se călește aproximativ 10 minute până se înmoaie. Carnea se spală foarte bine în apă rece și se adaugă într-o oală cu un litru jumate de apă rece. Ingredientele se lasă la fiert aproximativ 15-20 de minute, se adaugă sarea și se continuă fierberea pentru încă 45 de minute. Se bate un nou și se toarnă fir cu fir zdrențele peste ciorbă. cu bor sau cu zeamă de legume. Opriți aragazul gazul după acrire și puneți-le uștea în tocat mărunt. Lăsați aproximativ 5 minute să se odihnească și după ce este gata, se poate servi. Relatează știr fresh24.ro